În jurul lui Nicolae Pop, pădurar din Lăpușul românesc, s-a înfilipat în anii 50 cea mai puternică mișcare anticomunistă din nordul țării, grupul Pop Oniga. Se mai numea și grupul Țibleșul, de la munții care se ridicau maestoși, de la păduile de fag care acopereau văile line și care i-au ocrotit din 1949 până în anul 1953 și pe cei 20 de luptători care aveau să sfârșească fie uciși de securitate, fie întemnițați și azvârliți în gherlele României comuniste. Familia Măriuca și Nicolae Pop au avut 5 copii, o gospodărie înfloritoare și un nume de onoare în Lăpușul românesc. Nicolae Pop a salvat o familie de evrei de la deportarea la Auschwitz în timpul ocupației maghiare din Transilvania de Nord, anii 1940-1945. A adăpostit o bunăoară în casa lui pe Hana Marmor și cei 3 copii ai ei de furia nazistă a ocupanților. La memorialul de la Yad Vashem, de la Ierusalim, Nicolae Pop figurează ca drept al popoarelor. Mai târziu, în anul 1948, a ascuns în cantonul său fugari anticomuniști. Credincioșii greco-catolici care au refuzat încă din primăvara anului 1948 să treacă la ortodoxie cu forța, sunt vânați și persecutați, sunt amenințați cu Siberia. O atmosferă grea și încărcată se resimțea în acei ani în satele din Sălaj și Maramureș, ca în timpurile vechi ale creștinismului. Lăpușul românesc era pregătit pentru martiriu, dar a opus rezistență. În predica de la Oradea din iunie 1948, episcopul Iuliu Hosu își îndemna supușii: de dragul nimănui nu vom deveni trădători. De dragul nimănui de pe pământ, noi nu vom părăsi credința maicii noastre, Roma. Și dacă vi se va cere și viața, trebuie să vă dați pentru credința voastră. În casa pădurarului Pop se vor ascunde studenți plecați din facultăți să-și ajute părinții, preoți aflați sub teroare, țărani care nu mai aveau biserici în care să se roage, membrii ai partidelor istorice urmăriți după alegerile din 1946. Așa se formează grupul Pop Oniga, în care activau părintele Atanasie Oniga, studenții Ioan Rusu și Vasile Hotea, zeci de țărani revoltați de încălcarea drepturilor omului practicată de regimul comunist. Prin decretul 177 din 4 august 1948, statul suprimă autonomia spirituală și cea organizatorică a Bisericii Unite cu Roma, practic o desfințează. Aristina era elevă de liceu în acel an, 1949. Venise de la Dej în mai câteva zile acasă. Tatăl ei era supus de ceva vreme perchezițiilor și supravegherii. Deși ca pădurar, mai ales ca vânător, Nicolae Pop era cunoscut de toate autoritățile, când era vorba să le furnizeze informații despre fugari, refuza să colaboreze. M-am născut în Lăpușul românesc, județul Someș, actualmente Maramureș, dintr-o familie de țărani, mijlocaș, mai sus un pic decât mijlocaș. Și în anul 1931, noi toată gospodăria aveam, stăteam în afară de comună, la 14 km distanță. Și acolo avem toată gospodăria, cum este la țară, vite, oi, casă unde locuiam. Și când noi ne-am făcut mai mari, am mai cumpărat tata o casă în Lăpuș ca să mergem la școală. Copiii pădurarului, îndeoseb cei mari, Aristina, de 18 ani,
și Achim, de 22 de ani, învățaseră de la tatăl lor și de la sătenii lecția bunătății, a omeniei, a curajului. Lăsau ușa casei lor deschisă celor hăituiți de puterile comuniste, îi apărau, îi protejau. Așa s-a întâmplat și în acea zi de 12 mai, când adăpostind doi studenți, Nicolae Pop este în pericol de a fi arestat. Aceștia erau frații ei de suferință și iată ce pedepse au suportat. Tatăl ei omorât după ce s-a lăsat prins. Părintele Oniga împușcat în 1953. Vasile Hotea, student la Politehnică, împușcat în 1953 la arestare. Ioan Rus, student la drept, condamnat la 25 de ani. Vasile Tivadar, elev în vârstă de 19 ani, condamnat la 20 de ani muncă silnică. Mircea Dobre, student, condamnat la 22 de ani muncă silnică. Vasile Pașca, licențiat în teologie, condamnat la 22 de ani. Gavrilă Dunca, țăran, la 25 de ani. Ileș Dunca, țăran, tot la 25 de ani. Dumitru Hotico, împușcat în februarie 1952 la arestare. Și Ion Hotico, fratele lui, câte 25 de ani de condamnare. Dumitru Kindriș, săran, 25 de ani. Toți aceștia din urmă au fost din comuna Eud, Maramureș. Ioan Mâț, săran, 25 de ani de condamnare. Vasile Blagu de la Târgu Mureș, care a avut 25 de ani condamnare, a murit la Gherla. Aresina Popsăileanu își amintește în detaliu tot ce a trăit, aruncată fiind de evenimente, în înfruntări dure și obligată să suporte toate necazurile lumii. Cum dintr-o liceană cu codițe a devenit partizanca din Țibleș, vânată de gloanțe și fugărită cu trupe și câini, trăind moartea luptătorilor, tragedia anihilării rezistențelor și sfărâmarea propriei ei familii. Necazurile celor din Lăpușul Românesc au pornit, așa cum spuneam, de la desființarea bisericilor și oprimarea preoților și a credincioșilor. Puterea comunistă nu i-a uitat pe țăranii din această comună maramureșană, biserica în care s-au revoltat, personalitățile care s-au aflat în fruntea lor. Când dădea rapoarte despre descoperirea și lichidarea celor mai importante bande teroriste înarmate care activau în zonele împădurite ale țării, securitatea mintea în această ordine de banda Gavrilă, banda Arsenescu-Arnăuțoiu, banda Șușman și banda Pop-Oniga de pe raza raionului Târgu Lăpuș. Această bandă avea în 1953, să spunem documentele de arhivă, 9 elemente nearestate din totalul de 18 care, după reținerea capului bandei Pop Nicolae, activau sub conducerea lui Oniga Atanase, preot greco-catolic. Cum a fost plecarea noastră? A venit securitatea pe 12 mai și l-a căutat pe tata. Vrea să se ia de vorbă cu el. Tata era la servici și a zis pe mine, m-a întrebat ce e. Și i-am spus, sunt elevă la DEJ, la liceul teoretic și clasa 5-a. Și i-am spus, zice, avem nevoie de tine. Și zic, nu știu de ce aveți nevoie de mine. Și au plecat, au fugit atâția studenți, tineri, primunți, și noi vrem să-i aducem să vină din nou la facultate, că noi țara are nevoie de intelectuale. Și tu, noi să colaborăm împreună. Și cum să colaborăm împreună? Da, te duci la școală, afli ce e în casă, spui, ne vii și ne spune, venim noi acolo la școală, îți vezi de așa, nu o punem, nu o să trebuie să muncești, să înveți atât de mult, că o să treci și liniștită toate, și pe urmă ajungi și la facultate și poate te căsătorești cu unul dintre noi. M-am uitat la el așa și zic, nu știu despre ce vorbiți.
Uite, și mi-a spus situația munților, câți studenți sunt și câtă lume este. Și eu am spus, eu nu știu despre ce vorbiți. Tată, la noi, tata a adăpostit evrei și eu nu cred că tatăl meu să zic, vă rog frumos, vorbiți cu tata, mai ales că are servicii pădurari, cunoaște munții, vorbiți cu el. Dar tatăl meu a fost luat înainte să mă ceară mie acest lucru, l-a luat deja pe el săracole. Și tata a spus categoric nu. Eu sunt pădurare, sunteți de la securitate, vă faceți datoria cum eu fac și eu. Și tata era un om foarte categoric și nervos puțin, știți? Mai ales că s-a întâmplat cu biserica și cu... Și i-a refuzat categoric. Și pe 12 am ieșit și acum. Ei erau în cameră și a apărut numai 30-40 că se întruneau cei de la Dej, care veneau securitatea și cu sighetul Marmației, cu Maramureșul istoric, că ei aparțineau de Maramureș atunci. Și întâlnirea era la casa noastră. Și au făcut o berghe, zice tot. Dar eu am ieșit, eram întârnați, cum se spune la noi cum e, așa, și când i-am văzut, am strigat tare, zic, aveți de grijă, zic, ați știut să veniți pe la noi? Zic, aveți grijă că avem câine, că într-adevăr erau pline câini. Și zic, ați știut să veniți la noi? Am țipat tare, că să audă Pașca și cu votea din camere, ei n-au auzit. Dar unul dintre ei s-a ridicat, nu știu, votea sau Pașca, s-a uitat pe geam și a văzut în curtea casei plin de securitate. A deschis geamul, au sărit pe geam, casa noastră era pe, cum să vă spun, mai sus și jos, foarte mică distanță, era un pârâu și au sărit și s-au dus în pârâul acela și a intrat în pădure. Că pădure era, de fapt, în jurul casei, era plin de, că eram noi la munte. Și cum e la munte. Și era de sișchi, era mai. Și toți mai atunci am verzise și nu se vedea nimic, chiar că dacă fugeai și mergea. În sfârșit. Și au ieșit. Dar unul, doi dintre ei au intrat în cameră, s-a dus la geam și cum era geamul sus, era văruiala de var, cum o mersei, că era, geamul era mai mic. Au sărit, o căzut puțin var și era puțin praf. Și-au văzut urma lor că au sărit, dar i-au văzut. Doi au fost și au tăcut amândoi. Ofițerii de securitate? Ofițerii. Acum eu nu știu dacă au fost ofițeri sau pădurari, că ei au luat și pădurari. Dar cred că au fost ofițeri. Și n-a mai spus nimic. Dar s-a dus direct la mama și a spus, la urmă, când să plece, să ne dai ceva de mâncare. Mama sigur că era, avea un muncitor la muncă, că atunci era cu porumbul și cu toate, era multă lume la noi și avea gătit, avea, le-a dat de toate, au mâncat și au plecat. Dar unde-i taică? Zic că e la servici, vrem să stăm cu el de vorbă. Zic, da, o să vină. Eu mâine plec la școală și o să rămâne mama, mătușa și niște femei mai erau pe acolo. Și s-au așezat jos și mama le-a dat să mănânce. Și au mâncat și au plecat. Întâi securitatea a venit în casa de pe deal pentru a-l aresta pe Vasile Hotea. Altădată l-au prins pe Vasile Pașca, dar și Hotea și Pașca, în ciocniile directe cu forțele securității, au scăpat. Pădurarul își îndemna tovarășii să nu tragă cu arma în soldați. Ei sunt nevinovați, reușind astfel să se salveze fără să ucidă pe nimeni. Thank you.
tata a rămas cu hotea și a plecat. Dar tata săracul a venit, că aveam o moară pe părâul ăla, ca să, pentru măcinat, și a stat acolo să pândească ceva. Eu m-am dus, după ce au plecat ei, m-am dus la moară, că am știut că tata trebuie, că nu părăsește casa, să nu știe de noi ce se întâmplă. Și am strigat, tată, am zis, tată, au plecat. Și zice, ce fac, tată? Eu trebuie să merg la liceu, cum mă duc acum? Zice, vină cu mine. Crezând că voi sta vreo 2-3 săptămâni, lucrurile se vor ameliora și evreii mă vor salva măcar pe copii. Că a fost, că l-a salvat pe Pașa, a fost, a venit că nu știu câtă lume a fost acolo și mitraliere și, vai, vă dați seama. Și a luat așa în tot satul. Ce teroare a fost pe fiecare om care prindea că vine la noi, o caută pe mama, îi bătea, o luat-o pe mama, au dus-o la sfat, au bătut-o, le-au adus-o cu cearșeafă acasă. A zis, cu nu știu cât acolo. A luat pe frații lui tata, pe frate, rude, servitori, aveam 3 servitori pe care erau la oi, la vite și la asta. Și teroare. Și eu, dar după ce eu m-a luat tata, fratele meu, Itimu, care, Achim, care era la stâna noastră și avea un prieten acolo, pe un cioban, și făcea o cură de zer, cum e la stână. Și stătea cu ei. Și a dormit puțin. Și era ziua acum. Și cineva a întrebat care e băiatul lui Pop, că erau mai mulți ciobani. Și ăsta a auzit din colibă și l-a trezit. Ce securitatea. Și Tim atunci a fugit. Frate meu a intrat în pădure, noi eram mai în sus puțin, tata, că urmărește tata acum și stâna, că știa că Itim este acolo. Și ne luăm în legătură cu Itim și așa am rămas noi copiii cu tata 3 ani și 10 luni, până ne-au prins. Și bineînțeles că pe timpul ce a trecut, a auzit părintele Oniga de noi, de tot ce s-a întâmplat la noi. A auzit și niște băieții care lucrau pe șantier. I-a auzit și preoții greco-catolici care se ascundeau în Iehud și prin comunele de Maramureș. Și au început să-l caute pe tata toți, prin rudele noastre care ne aduceau mâncare. O verișoară primară de-a lui tata și mama, după ce și-a revenit, mama ne-a făcut rost. I-a lăsat-o pe mama acolo ca să ne poată urmări pe noi, că știu că tata va trage acasă să se întâlnească cu mama. Dar noi, tata a fost foarte atent cu asta și noi prin rude am lucrat și cu mama, însă și rudele prin mama și așa am fost aprovizionați. Și din când în când veneam și acasă și ne întâlneam cu mama. Și a venit mama și la noi în munți. De ce? Că noi aveam oameni care pleca armata după munți, care ne anunța. Și era un maghiar care ne-a anunțat tot timpul că vine securitatea. Și un inginerul, șeful, fostul șef al lui tata, inginerul Lazar, a anunțat vine securitatea. Și până oameni ajungea la noi. Și atunci noi nu puteam, dar când era liniște, veneam, coboram. Vara mergeam dintr-un munte într-altul, n-aveam un colibă, nu nimic. Asta vreau să vă întreb, aveați o colibă, un adăpost? Da, când veneau ploile, puneam niște... În pădure găseai
găseai cu băieții aceia, știau să facă colibe, să facă. Pe urmă dărmam acolo și nu lăsam că erau ciobanii care aveau acolo stânile pe munți și mergeau cu ele la Bascu și te temeai că dau de tine și nu toți erau, dar lumea care ne-au și văzut, dar au tăcut. Ne-am și rezistat. Noi și-am stat acolo. Pe urmă am mai venit alții și m-am făcut un grup de 20. Și în vara lui 1952 am zis să mergem, am spus lui tata, hai să mă duc că vreau să văd pe mama. Și a zis, da, mergem. Și am intrat, ei era casa înconjurată de securitate și am intrat în mijlocul lor, în pădure. Ei stăteau pe burtă și așteptau. De ce? Au împușcat toți câinii, pentru că câinii noștri, când simțea mirosul de armată, lătrau ca pe lup. Înțelegeți? Și noi știam că, dar nimai auzind câine lătrând, am crezut că nu-i nimeni, că ei au împușcat câinii. Și pe mâți, l-au prins și l-au dat jos. Era așa pădure aici și era o limbă așa de câmp, de poiană, cum venea așa. Și dincolo era pădure. Și pe mâți, când l-a culcat jos, același milițian a întins mâna după mine și m-a prins de spate. Dar eu eram îmbrăcată portul popular de acolo, cu ciorici, băiat. Și eu am zis, vai, tată! Și atunci o dat seama că sunt eu. Dar eu ce-am făcut? M-am smucit din lui și m-am dus repede după tata, care era un pârâu acolo. Și pe urmă ei au venit tot timpul pe munți. Toamna ne căutau cu avioanele ca să fotografieze fumul, că și-a dat seama că iarna, noi trebuie să stăm într-un loc, că nu puteai umbla, că se vedea urma pe zăpadă. Și a băgat atât armată, în sfârșit, nu vă putem spune, dar nu numai asta. După atacul acela ce-o vine de am căzut noi în mijlocul lor, a luat-o pe mama și au dus-o la Cluj. Și toate lucrurile noastre care trebuia că mama le spăla, au rămas sacii cu lucrurile noastre. Și au dus tot sacii aceia și i-au dus la Cluj și i-au arătat lui mama, uite, astea sunt. Mama, când a stat acolo pe săli, a trecut un ofițer. Mama a spus că era procuror, că l-a văzut când i-a făcut proces de urgență. Și i-a spus, nu recunoaște nimic. Și mama a prins curajul și a spus, astea nu sunt lucruri din comuna noastră, adică portul nostru popular din comună. Sunt din alte comuni, din jurul Târgului Lăpuș, de pe acolo. Noi, eu nu știu eu de așa ceva, eu nu știu de ei, n-am știut de ei, nici nu aduc ei lucruri eu ca să le spăl. Și eu nu știu ce lucruri sunt astea, eu nu le cunosc. Nu cunosc, pentru că e alt port, nu-i portul de la Lăpuș. Și a fost foarte, în sfârșit s-a judecat procesul și i-a dat drumul. Toată familia Aristinei a fost trimisă în deportare în Bărăgan. În 52 au luat toată familia mea și au dus-o pe Bărăgan. Au dus-o pe Bărăgan și noi am pierdut orice legătură cu ei. Și tatăl meu s-a supărat foarte tare. Și în octombrie tata a făcut o paralizie ușoară.
La 15 octombrie m-am despărțit de el și am rămas eu cu fratele meu și cu Hotea Vasile. Și Hotea Vasile ne-a dus prima Ramureș. Și tata a rămas cu mâți în jurul, că el nu vrea să se îndepărteze de zona noastră de Pușcării. Și a rămas cu mâți și din ce în ce boala a avansat, s-a dus într-o comună și în comuna Ungureni niște oameni i-au l-au îngrijit foarte bine și tata din ce în ce era mai rău și i-au spus, a spus, duceți-mă în marginea drumului la Lăpuș, era iarnă, 1 ianuarie, dar a zis, nu te ducem, pentru că te ținem aici, că dacă mori, Nicolae, te mormântăm noi și nu te ducem, nu, pentru că dacă eu nu voi fi prins, o, familia mea o să sufere toate și copiii spămânți și o să fie rău așa, du-mă și mă las acolo. Și oamenii l-au luat așa și l-au dus cum l-au dus, nu știu, că el mergea foarte greu și l-au lăsat în marginea drumului și a trecut o sane, l-au luat, l-au pus, a făcut cu mâna, capătul cu mână să facă așa, l-au luat și l-au dus și a zis, duce, vorbea, nu articula prea bine, vorbea foarte greu și a spus, duceți-mă la miliție, la poliție, la miliție, la securitate. Și l-au dus la miliția din sat. Ei au dat telefoane, au venit atâta miliție acolo și l-au luat și l-au dus la Târgu Lăpuș. Când au văzut că l-au prins, vai, atâta securitate a venit să-l vadă. Și fericiți că l-au prins. N-au spus că l-au dus oamenii, că l-au prins ei. În sfârșit. Dar sigur că s-a aflat, a venit șeful securității de la Cluj, Briceanu, de la Deș, cred că era atunci, și primul ți-au spus, în clipa aceea când l-a văzut, a spus unul, n-am aflat astăzi cine, dar târziu, de tot după ce a murit Briceanu, mi-a spus că Briceanu l-a omorât, a scos pistolul și a tras în el. În mai 2007, Academia Civică, Ana Blandiana și Romulus Rusan au înălțat o troiță pe locul în care s-a predat și a fost împușcat, fără milă, fără judecată, pădurarul Nicolae Pop. Atunci, în 1953, a fost dorința lui Pop să fie lăsat la poalele codrului, frate cu el și cu copiii lui. Țăranii din Lăpușul Românesc, cu sufletele cernite și azi, se opresc la troiță pentru a-l saluta pe consăteanul lor, străjer al așezării, cel care s-a jertfit pe sine și întreaga lui familie pentru a face bine aproape lui. Nu știm unde este mormântat, dar care este, cum să vă spun, acest secret mare, că un om n-a venit să ne spună, uite, este acolo. Și știu că suntem oameni serioși. M-am gândit în timpul lui Ceaușescu, oamenii să temeau, dar după Revoluție, că nu se poate să nu fi fost la Târgu Lăpuș, când a fost împușcat, s-a auzit acolo peste tot. Să nu fi fost și tata avea, dar evreii care erau în comună, evreii, ei au știut și nu mi-au spus. Ăsta este păcatul lor, că tata și-a salvat viața așa, și atunci s-a riscat viața ca să-i salveze pe ei. Și n-a venit unul și m-au chemat în Israel, la ei a fost foarte drăguț, tot acasă, nu-mi spună doamna Hani, care ea a venit cu copiii mulți și a stat, care erau copilași de 3, 6 și 8 ani, să nu spună, ei au știut, pentru că foarte mulți evrei erau în securitate.
Stând ascuns în pădure, cu ochii uscați de lacrimi, Nicolae Pop a privit înmărmurit cum securiștii au dat foc casei sale. Au luat stupii de albine, i-au spart pe toți. Au strâns meii, i-au jupuit, i-au făcut frigări, acolo pe loc. Vitele au fost bătute și alungate. Au distrus, au devastat tot. N-a mai rămas nimic. Cum pădurarul avea și case în sat, le-au preschimbat în magazii de cereale sau în clinici. Cu ochii stinși, pădurarul își dă seama că nu mai are de ales. Trebuie să se predea. Era doborât, fără forța armelor. Putea atunci să împuște pe toți securiștii, dar nu a făcut-o. Pop Nicolae, devenit după aia șeful grupului de rezistență anticomunistă din anii 50, aici i-a fost casa, în partea alaltă erau anexele gospodărești, aici e Valea Liliacului, unde avea instalată moara și pălincia, unde făcea țuică. Deci avea toată dotarea ce trebuie la unei gospodării, ca să poată supraviețui aici, în fundul muntelui. Au dat foc casei, casa era de lemn normal, în munte n-avea nici ce să fie, și la zar, la flăcările cum ardea casa, ei puteau fi ușor recoltați, împușcați. Și a întrebat doamna Aristina, tată, de ce nu-i uitați ce ne-au făcut? Nu se iei de vină, ei sunt tremiși, nu-i împușcăm, că ei sunt nevinovați. Deci un adevărat creștin. Toată familia a avut de suferit, și bunicul, și toată lumea, după ce au fost prinși, după 5 sau 6 ani de stat prin păduri, exact ca și Mistrețul, dânsul s-a îmbolnăvit și a fost paralizat. Și era o povară pentru ceilalți ortaci, și atunci o să-l ducă în Gura Poienii, unde o să mergem, unde acum am ridicat o troiță, și să-l lase că o să-l găsească. Și un poștaș care mergea cu poșta în Băiuț, l-a aflat, și-a anunțat poliția, a venit securitatea, când a venit securitatea, securistul care a venit a scos pistolul și l-a împușcat în cap. Deci un om paralizat, care practic era ca o legumă, i-a mai dat-o în cartoș în cap. Nu se știe unde-i mormântat, l-a dus în Târgu Lăpuș, de acolo la Dej, deci numai din povești, scris, nu este niciun document unde e mormântat, în ceva groapă comună prin Dej, pe undeva se presupune. În 8 martie 1953, trădați de un sătean care fusese supus unor bătăi cumplite, Aristina și Achim, împreună cu Vasile Hotea, au fost arestați în apropierea localității Dobric. A fost ultima confruntare a grupului cu urmăritorii lor. Aristina a fost condamnată la 20 de ani muncă silnică. 11 ani a petrecut după gratii, până la grațierea din 1964, grav bolnavă de TBC, trăind grozăvia închisorilor de la Miercurea Ciuc, Oradea, Jilava, Văcărești și stingerea atâtor femei remarcabile între zidurile lor. Noi, pe Marea Mureș, n-am mai avut loc să stăm, pentru că l-am prins pe Măț. Și Măț a spus că noi am trecut în Marea Mureș, din prim bătăie. L-au bătut într-un hal fără de hal și mi-a spus mie Aristina, dacă îmi spunea că am omorât pe mama, o spuneam că am omorât-o. A trebuit să spun măcar 3-4 oameni pe unde sunteți. Și atunci ei, toată armata s-a axat acolo, în regiunea aia. Și noi am fost anunțați. Și atunci am plecat de la Sighet, vă dați dumneavoastră seama, până la Dobric,
în luna martie, 8 martie, de la Sighet, cât am făcut noi o zi și o noapte. E o distanță foarte mare, am trecut pe la Șatra Pintii, care e un munte, lângă Târgu Lăpuș. Și până zăpadă, că era Lapoviță, nisoare, la Muntincă era zăpadă. Și am ajuns la Dobric și ne-am dus la unul care cu un an de zile ne-a dat mâncare și a fost foarte drăguț cu noi. Și când am ajuns în marginea satului, în tuneric, beznă, picam pe la ora 12 noaptea, am mers la casa lui și am bătut la ușă. Întâi ne-am dus în graj să fim și am fost foarte atenți, dar era întuneric. Și cum atunci nu era lumină electrică, oamenii făceau la lampă de gaz, la lampă de luminat cu gaz, în sfârșit. Și am bătut la ușă, n-am răspuns, n-a răspuns nimeni. Și am bătut mai tare așa. Și eu am spus, vedeți, totuși, nu știu cum să vă spun, nu ca să aduc o oarecum o laudă pentru femei și pentru... Totuși eu eram, aveam 22 de ani, încă nu împliniți, și totuși am zis, măi, dacă ei nu răspund și așa o liniște, asta nu e ceva normal, îi spui fratelui meu. Măi, noi, cred că e securitatea în casă, cădem între ei acolo, sau în grajduri. Și a spus, și le-am spus, zic, nu-mi place. A, zice, intima pe tu, totdeauna ești prăpăstioasă. Aveam, știi, asta, tot îl auzeam pe tata cu anumite chestii, știi? Și la un moment, dacă am insistat noi, a deschis Alexa Moșuț, care cu un an înainte v-am spus că ne-a dat, a avut grijă de noi, ne-a dat mâncare și a fost foarte drăguț și a spus, da, și noi trăm să ne încălzim, că eram înghețați. Și ne-a poftit, dar n-a aprins lumina, n-a aprins lampa. Iar mi s-a părut mie suspect, dar n-aveam ce să le spun. Și a zis, mergeți la căsuiul acela unde ne-am mai întâlnit noi, care era aproape de comuna Dobric, că mâine la ora 10 vin și vă aduc de mâncare. N-am avut ce face. Ne-am dus și după ce ne-am dus acolo, când am intrat în căsoi acum, s-a făcut o ziua și nu știu ce m-am uitat așa și am văzut scrisul lui tata, Dumnezeu să binecuvânteze casa asta. Și m-a apucat un plâns și m-a plâns. Și atunci fratele meu a spus, dragă, taci, nu mai plânge. Și celălalt a zis, te rog frumos să nu mai plângi, a țipat la mine. Și atunci eu mi-am luat sumanul, că mi-eram înghețată, și m-am acoperit cu sumanul în casa aceea și până lângă suman, așa mi-am plecat să văd ce face Vasile Hotea și a scos cărțile și se ruga. Și eu m-a țipit atunci. Fratele meu cred că a țipit și el a dormit puțin. Eram înghețat și de fric și de toate, nici foc acolo, nimic. Și Hotea a zis, sculați-vă, suntem înconjurați de armată. Și atunci Tim a pus mâna pe pistolul lui, că avea un pistol, Orița, că le țin minte acum, și a ieșit și Vasile l-a tras. Din ușă și-a deschis el focul, Vasile, nu l-a lăsat. Și atunci Tim a ieșit după el și ei au început. Pistolele au dat drumul la câini și ei au reușit și era casa așa mai pe un deal așa și acolo era pe râu și dincolo venea așa o râpă care trebuia să urci, să te cațe de ceva ca să urci, să ajungi la... Și eu eram în urmă, nu am putut să mă țin de ei și alunecam și câinii mă trăgeau de sumanul acela. Și Hotea a împușcat un câine, care probabil l-a prins de cioarii sau de ceva, și s-a dus și eu,
pe râpa aia, cum să mă țin cu mâinile? Și erau niște fire de iarbă din anul trecut, care era tare. M-am prins de firul acela, parcă firul ăla de iarbă mă ținea pe mine, vedeți, omul ca să scape și să... Și până la urmă, toată eram noroi pe mână, cum era râpa aia cu pământ și cu asta, și la povițe și nisoare, și am ajuns sus, care era așa o, cum să vă spun, o, ca o groapă așa, dar era iarbă și, mă rog, și când mă uit, fratele meu căzut acolo. Și pistolul lui sărit acolo. Eu mă duc pe mâna pe pistol, că ea încă n-a putut să... Eu am ajuns la el, dar ea erau pe acolo, se uitau după hotea și iau pistolul și îl dau lui frate meu. Și a spus, Aristina, degeaba mi-l dai, că eu m-am pușcat. Și când mă uit, sânge curgea din el, vai, un lac de sânge. Și ce sunt în abdomen, împușcat. Și atunci, și în sfârșit au ajuns și ei la noi. Plin acolo ne-a înconjurat și a zis, ridică mâna sus. Eu n-am vrut să ridic mâna, mâinile sus. Ridică mâinile sus, că te împușcăm. Nu am vrut să ridic. Și bietul fratele meu, că eram lângă el, mi-a luat mâna și așa mi-a ridicat mâna în sus. Și atunci m-au legat, mi-au pus asta și eu zic, ce faceți cu el? Nu vedeți în ce hale că moare? Și zic, ce? E, moare. Și mai tragem un cartuș. Și eu zic, mergi și luați niște scânduri de la casa aceea și faceți o targă sau ceva și puneți-l și duceți-l și duceți-l la doctor, duceți-l undeva. Și le-am dat ideea să aduci un cu niște scânduri, l-a luat și l-au dus. Și eu am rămas cu ei acolo, iar ei, aoleu, zice, îl scăpăm pe hotea, dar de unde? Că nu putu să-l scape, pentru că de la Târgu Lăpuș pe șoseaua principală era numai armată, până în Rogoz era toată circulația, căruțe, tot ce erau oprite și încunjurat toată regiunea aceea. Și l-au împușcat mortal, că mi-au arătat pistolul lui. Și zic, dar spuneți-mi, l-ați împușcat voi sau s-a împușcat el? Că n-aș fi vrut să fim pușcat, mai ales că așa s-a rugat și l-am văzut, rabe credincios. Și zice, a, el s-a împușcat. Pe urmă zice, nu, noi l-am împușcat. Și de acolo ne-a luat și ne-a dus la, de frate meu, n-am mai știut, l-a dus la spital. Pe mine m-a dus la Târgu Lăpuș, mi-a pus ochelari. Mi-a pus niște ochelari atâta de ca pentru copil și m-au curmat aici de... Nu vedeam nimic cu ochelari de nu știu de ce material erau. Și m-au dus la securitate la Baia Mare, de acolo la satul mare și m-au băgat la subsol, într-o cameră și fără geamuri, fără nimic. Și ei au... într-un pat care nu știu cine era, că era patul încă cald, o dus pe cineva de acolo și n-am putut să mă așez pe patul ăla. Și-o deschis ușa și zice, așează-te în pat. Și așează-te pe pat. Și am zis, și am început să plâng. Și am plâns și am plâns. Și auzeam două șoruri vorbe, acolo vorbea cineva încet. Prin perete. Și zic, vai, omul ăla, cine o fi să roagă? Și eu nu mă rog. Și am stat cu spatele către perete, așa să răcesc. Și zic, nu cădea. Și m-am gândit așa, Doamne, dacă Tu m-ai adus aici, ce pot eu să fac? Ia să încep să mă rog. Și până rugăciunile mele, mi-am revenit. Când s-a întors acasă în 1964, Aristina nu-și mai găsește mama. Se căsătorește cu Nicolae Săileanu, fost deținut politic, care auzise de legendara partizancă și fără să o cunoască, hotărăște să o aștepte 10 ani până la eliberare. Și a așteptat-o și s-au căsătorit,
stau într-o zonă centrală a Bucureștiului, în casa doctorului Săileanu, casa cu coloane, și adesea se gândesc la cerul albastru al Lăpușului, la suferințele morale și fizice pe care țăranii smeriți ai acestui colț de țară le-au îndurat pentru libertate. Când povestește, Arestina simte uneori pieptarul maramureșan și pușca mitralieră pe umeri și aude cântecul, hoarea femeilor din Țibleș care o boceau. Să fi știut, mamă, eu, că-i petrece atâta greu, nu mă duceam în codru să fiu frate cu dânsul și îmi făceam o moarte lină, moarte lină cu a mea mână. Nimănui rău nu-i păre, îi pare rău codrului, că am fost copilița lui. Dar Arestina a supraviețuit. Dumnezeu i-a privegheat viața, poate și pentru a mărturisi celor de azi ce oameni au fost în munți, ce minune de țărani români, ce modele de tărie sufletească, de curaj și de dragoste de țară.